Dar nu înțeleg, unde e Mircea? A plecat fără să ne zică nouă nimic. I-am scris mesaj, unde ești? Să vedeți ce-mi răspunde. Să nu te intereseze. Las pe băiete Vitu acasă. Ia-i să vezi cum o să te intereseze pe tine. Chiar așa ți-a răspuns Mircea? Nu cred. Drept în țintă. S-a pornit alarma de la mașină. Probabil iarăși ai cu coada atins-o. Eu totuși cred că Mircea ne pregătește nouă surpriză și nu vrea ca noi să știm. Tu crezi așa? Da. Nu știu dacă e surpriză sau ba, iar noi în 5 minute pregătiți-vă căci plecăm cu mașina. Mergem pe la prietenii lui. Cu siguranță e undeva pe la el. Azi le voi scoate tuturor perialbi. Sper să prindă mumiala mea. Hai, Melissa, lasă jocul și continuăm după ce îl găsim pe Mircea. Sunt în casă. Acuși vedeți voi. Tati, grăbește-te! Vin, mare. Mircea, ce ai? Cât pe ce să dai cu piciorul în mine? N-ai ce te băga în calea mea. Și apropo, unde v-ați pornit fără mine? Ce aroganță, Mircea! Și de când mă rog la noi se deschide ușa cu piciorul? Apropo! Ia intrați înapoi în casă! Avem o discuție! Mircea, eu nu te recunosc! Noi într-adevăr avem o discuție! Intră, băiete! Ia povestește pe unde tu azi ai învățat! Astăzi eu pun întrebări, nu voi mie! Mircea, tu deja întreci măsura! Tati, calmează-te! Despre ce ai vrut să discutăm, Mircea? Astăzi toată ziua veți spune doar da la cel mai obraznic copil din lume! Și de unde propui să-l găsim? Voi ce, încă nu v-ați dat seama? Stă chiar în fața voastră! De aceea tu așa astăzi te comporți! Desigur că noi nu ne implicăm. Și pentru ce să acceptăm așa challenge? Chiar arogant! Da, și aici, apropo, nimic educativ. Ce te învață el? Te învață să fii răbdător și să găsești ieșiri din orice situație. Într-o oarecare măsură, da. Dar eu îți spun, nu accept. Dar am uitat ceva să vă mai spun. Cine va reuși să-mi execute toate sarcinile, la final, îi voi îndeplini toate dorințele! Toate dorințele? Și oricare ar fi ea? Să măture prin curte, să spele hainele, să se lase de fotbal. Ei, acceptați sau nu? Eu accept! Și eu la fel! Și eu tot! Atunci putem începe! Gata, am fixat timpul! Cele 24 de ore ale challenge-ului nostru au început să se scurgă! Și apropo, astăzi toți îmi ziceți șeful! Ai auzit? Șeful! Avem șef în casă! Așa să fii! Vrei șef? Șef îți spunem! Tati, punem papucii mei la loc! Și de ce de la mine să încep? Fără comentarii! Ce mai bine? Cu asta noi sigur ne descurcăm! Când eu fac în locul tuturor! A venit timpul să mă joc. Dar cu ce? Fotbal? Biliard? Sau chiar hockey? Oh, Mircea! Hai să ne jucăm împreună! Pe mine mă cheamă Mircea? Scuze! Salut, șeful! Mai bine jucați-vă cu guma mea de mestecat! Ce scârbos! Ești cu mine, șeful! Vrei și tu o gumă de mestecat? Nu mai suntem prinete. Înțeleg că-i challenge, dar nici chiar atât de aruncant să fii. Ceva nu-ți place? Eu totul aud. Nu, totul îmi place. Eu n-am uitat că spunem 24 de ore doar da. La cel mai obraznic copil din lume. Vezi, că poți să fii descalificată și s-a dus cu dorința ta.
nu s-a ținut bine. Ce-ai făcut asta, Mircea? Ceva nu-ți place? Vrei să ieși din challenge? Îmi place. Gata, am ascuns toate dulciurile, toate consolele. Acuși, cine știe ce le trece prin cap? Să stea 24 de ore doar mâncând dulciuri sau doar jucându-se în jocuri online? Tati, nu te panica și nu lua chiar așa în serios. El poate se distrează, e vacanță, vara. Mami, chiar din primele clipe când Mici a intrat pe ușa în casă, a început să mă irite la maxim. Și în a doilea rând, dacă Mici a promis că se transformă în cel mai obraznic copil din lume, eu deja-l cred. De ce este așa de cald în casă? Mă sufoc! Faceți ceva! S-a defectat sistemul de răcire în casă. Atunci repară! Eu nu mă pricep! Atunci chem un meșter! Bine, chem imediat! Deja a venit! Ce e acolo? Se rezolvă astăzi problema? E dificil, dar se rezolvă. Până va fi aer condiționat în casă, vreau să mă răcoresc printr-o soluție rapidă. Bine, șeful, eu mă descurc imediat. Să vezi că fetele nu prea vor reuși, dar eu îți găsesc o soluție chiar acum. Ce bine. N-am înțeles. Mircea, tu n-ai încurcat nimic? De când umbli încălțat în casă? Ia descalță-te. Cum vorbești tu cu șeful? Asta te-a încurcat parfumul. Miroase de la tine dezgustător. Parfum ca parfumul. Chiar ești insuportabil. Ai, ce dereție. Las că te recurești acum. Soluție imediată și rapidă. Ai, ce dereție. Mircea va rămâne încântat, iar eu voi câștiga challenge-ul. Wow, pentru cine piscină? Pentru șeful nostru. Toti, apa este extrem de rece, deci stai în mâinile. Nu și asta nu e tot. Nu e tot, Melissa. Ia pânește-i mai până și pe alții. El a vrut să te recorească. Poftim, recorește-te, băiete. El va răci. De ce? Așa a avut el. Wow, tati! Asta da soluție! Știam eu că șeful va rămâne încântat. Poftim, Mircea, șefule, recurește-te! De ce așa rece apa? Cum? Ca să te recurești mai ușor. Nu zici că afară e prea caldă, în casă e prea cald, nu? Dar nici că era așa de rece. Știi ce? Ia recurește-te tu! Șeful îți dă voie! Hai, tati, intră! Dar eu nu vreau să mă răcoresc, mie așa mi-este bine, uite, așa îmi place. Uite, asta e temperatura cea mai confortabilă pentru corpul meu. Dar eu știu că vrei, da, ori nu, așa e că vrei să pierzi challenge-ul. Gata, minus un participant! Dacă tu vrei să ieși din challenge, atunci da, minus unu. Eu mă răcoresc, dacă zice șeful. E rece. Eu vreau să te bagi imediat. Hai, tati! Lasă că și tati într-o zi va deveni șef în casa asta. Hai, așează-te. E rece. Vacanță. Te răcoriești? Da, mă răcoriesc. E foarte bine. Dacă vreți să veniți și voi. Nu, nu. Wow! Ce-am dat voie și ce se răcurești? De ce te zonă? E perfect așa. Gata, m-a răcurit. Nu ieși! Mai am o surpriză pentru tine. Vine imediat. Tati, și dacă răcești, nu trebuia să accepti acest challenge. Melissa, știi ce, tu mai bine mă susținea și spunea că nu mă bag, dar tu... Parcă din potrivă! Păi ce vrei eu să ies din challenge? Dar nu așa, Melissa! Da.
Tati, așează-te, te rog, în apă. Mulțumesc, uite, stau bine și aici, pe acest scaunel, acest topogan. Nu, în apă, ți-am spus, am o surpriză. Iar și... Cred că o surpriză foarte bună. E perfect, ce surpriză ai. Ridică mâinile sus. Hai, să mă îmbraci. Am să vă zic, ce? Gata! Asta chiar este gheață! Arunci acolo! Tu ai răcorit? Da! Mai urii! Băi, stați aici! Iar eu mă duc acasă să mă schimb! Să nu stau așa ud! Și să-i găsesc cu turbătoare lăsați! Dar... E rândul lui Melissa, celor mami. Vrei să te bagi și tu? Am uitat ceva pe aragaz, scuze! A scăpat! Las că-ți dă eu ție! Așa e că eu voi câștiga challenge-ul. Vom vedea, dar mie mi-este foarte cald. Păi specialiștii lucrează și au promis că astăzi climatizatoarele toate vor funcționa. Până vor funcționa, eu vreau un cocktail răcoritor. Cocktail zici? Bine, o să-ți fac. Dar challenge-ul trebuie să-l câștig. Vom trece și vei vedea. Un cocktail răcoritor. Imediat. Din banană. E important să mă gândesc la dorință. Oare ce dorință? Să-i pun lui Mircea, șefului nostru. Stai puțin, și lapte am nevoie. Uf, dar stai, că zicea să fie unul răcoritor. Mă duc să aduc niște mente de la Melissa din seară. Îi fac un cocktail? Cu siguranță o să-i placă. Și voi câștiga challenge-ul. Grăbește-te că mă topesc! Imediat cocktailul este gata! Gata, gata, vin! Zis și făcut! Așa. În sfârșit! Hai, gustă și spune! Cu siguranță e bun! Nu e dulce deloc! Vrei mai dulce? Vin imediat! Ce să-i pun? Zahăr! Zahăr? Dar nu e sănătos zahărul! Îți pun miele! Gata, acum trebuie să fie numai bun! E prea dulce! Păi am pus o lingură de miele doar și atât! Ieee, ce faci? O bunătate de cocktail! Scuze, acum pierd de acolo. Ce capricios mai ești! Gata, felicitări, avem aer condiționat în casă! Ai văzut? Nu mai am nevoie de cocktailul tău. Mergem chiar acum toți la școală. Așa, mie pentru vacanță mi-a dat foarte multe teme și voi le veți rezolva. Uitați-vă cât de multe! Sunteți pregătiți? Exerciții pentru bebeluși noi rezolvăm, rapid! Auzi, deșteptule, atunci tu ești primul la tablă. Hai, spune exercițiul. Și am uitat să zic, pentru fiecare greșeală vei primi un ciocan. Perfect, eu nu greșesc niciodată. Mai ales la matematică. Rezolvă, 9 ori 7. Ușor. 9 înmulțit la 7 este egal cu 63. Dar de ce? Eu n-am greșit. Eu am vrut doar să testez ciocanul. Ai ceva împotrivă? Nu, tot a fost perfect. Scrie următorul exercițiu. Care? 6 ori 9. 6 egal cu 54. E simplu. Au, de ce iarăși? Mie îmi place.
Ți-ți place? Ia știi ce? Eu deja două probleme le-am rezolvat. Lasă treacă și mami la tablă. Corect. Tati, fiecare răspunde pentru dânsul. De ce eu? Bravo, șeful, ești cel mai tare prof din lume. Hai, mami, treci la tablă. Lasă tu aici muci într-o parte. În fine, că pe mine nu m-a pus. Ești rândul tău acuș. Eu sunt pregătită. Dar mie nu-mi place culoarea roșie. Bine, hai că luăm albastră. Nici albastru. Dar ce culoare vrei? Negru, e ok? Nu, verde. Bine. Hai, spune. 5 ori 5. 5 ori 5. 25. Dar pentru ce? N-ai scris frumos. Ce fel de 5 sunt astea? Bine, mă strădui. Hai, spune următorul. Scrie 4 ori 6. Iată așa. Dar cum pentru ce? Data viitoare trebuie să te strădui, să faci mai rapid. Bine, eu zic că e suficient. Deja am făcut și eu două exerciții. Melissa, acum este rândul tău să primești un ciocan în cap. Am văzut că nu mă pricepeți nimic la matematică. Acum trecem la desen. În principiu eu pot desena bine. Asta noi vom vedea. Mami, dar tu ai nevoie de o cană de apă pentru pensulă. Uite aici. Fiecare se descurcă cu ce poate. Dar tu, Melissa, nu ai nevoie. Dar eu am periuțele inteligente care au propriul rezervor cu apă. Asta cum ia arată? Păi umpleci cu apă și nu mai trebuie să pun în cană. Dar cum se spală? Păi nici nu trebuie să se spele, pentru că ia mai multe periuțe pentru celelalte culori. Wow! O să-mi cumpăr și eu așa. Să vedem cum veți desena voi. Astăzi la VAP veți desena cum eu am petrecut vacanța de vară. Păi stai, că încă nu s-a terminat vacanța. Dar tu ce? Vrei să-mi dai desenul la finele verii? Melissa, ce zice șeful? Nu se discută, dar se execută. Eu cred că deja văd câștigătorul challenge-ului. Șeful, nu te pripi cu concluziile. Stai să vezi tablourile noastre finale. Atunci ce mai stați? Desenați ce vreți voi. La mine nu desenează bine pensula. La pictorul rău nici pensula nu desenează. În schimb, la mine va fi cel mai frumos desen. Hai, lasă. Mircea apreciază, nu tu, Melissa. Hai, meu, este desenul câștigător. Lasă că mai vedem. Mie probabil că mi-este cel mai ușor cu aceste pensule. Șeful, desenul dumneavoastră este gata. E frumos, nu? Da, e frumos. Dacă ar fi desenat de un copil de 3 ani, ce fel de pește e ăsta verde? Și păsările astea, cum au fost desenate? Și pânza de la barcă e ruptă? Nu e ruptă. Așa, pictorul, în imaginația lui, te pricep, dumitale. Cum să nu-ți placă ție așa desen? Tu, la mare, cu unde, ți-a prins pește, soare, cam, păsările, de la țărm a venit. Eu n-am văzut niciodată apă albă care să acopere barca. Ia privește, șeful, ce-am făcut eu aici. Stai puțin să găcesc. L-ai făcut pe Charlie Chaplin? Cu fața lui Thomas. De fapt, ăsta erai tu. Și de ce, mă rog, am într-o mână o carte și în cealaltă mână un pix? Păi când ai să arăți la școală, învățătoarea o să aprecieze că ai studiat toată vara. Ei, vara se odihnește și nici ideea de la tablou nu-mi place. Vreau și eu doar să dau așa o idee, poate mai citești vreo carte.
în vacanța aceasta, că mai ai timp. Dar dacă nu-ți place, mama alt desen nu face. Ce e asta, Melissa? Păi uite, deal! Un lac frumos, soare! N-am înțeles. Eu vara am fost pe dealuri? Păi vei spune că ai explorat natura, câmpiile și te-ai scăldat într-un lac? Ăsta-i lac? Da. Mai degrabă e o băltoacă. Și toți colegii vor râde de mine. Dar de ce să râdă? Foarte mulți iubesc vara să plece la lac, la iaz, la râu. Concluzia este simplă. Mai bine desenam eu altceva. Nimeni dintre voi nu se pricepe la nimic. Iată, mie mi-este interesant. Ce ai vrut tu ca noi să desenăm? E foarte simplu. Doar într-un an am adunat 5 milioane de abonați. Trebuia să desenați butonul de aur. Eu cred că, Mircea, tu ai uitat. Lauda de sine nu miroase bine. Eu vă aștept jos. Aveți noi sacini. Da, tati, ai avut dreptate. Mirciulica al nostru parcă o ia razna. Și eu, din câte văd, își ia avânt. Haideți jos că ne cheamă și vedeți că imitația enervează. Fuuu, ce zi grea am avut astăzi. Grea? Asta e puțin zis. Arogantă, obraznică și fără de bun simț. Bine zici. Dar Mircea nu prea se aude. Iarăși pune ceva la cale. Asta nu e bine. Aici erați! V-am căutat prin toată casa. Și cine m-a permis să stați pe patul meu? Coborâți? Dar din ce cauză e patul tău? Așa e că tot ce este în casa asta este doar al meu? Da? Sau nu? Da, da, și... da, e al tău, am înțeles, am uitat. Totul este al tău. Te lăsăm. Noi am plecat. Stai aici. Eu vreau să mă distrați. Cum să te distrăm? Gândiți-vă, asta este sarcina voastră. Ne gândim. Poate vrei să mergem afară la plimbare, a? Ce zici? Nu vreau. Poate să facem comandă de cea mai gustoasă mâncare. Nu știți voi să distrați un copil. Atunci hai să facem un TikTok. Fă-l tu singur. Nu, nu, ce vrei, Mircea? Apreciază-te singur, spune ce vrei. Un om de zăpadă. Cum om de zăpadă? Suntem în toiu veri, Mircea, ce fel de zăpadă, ce fel de om? Vreau zăpadă. Mircea, nu putem să facem om de zăpadă în toiu veri. Facem om, că eu vreau. Hai că mă gândesc. Ce zi minunată! A, aici erai! Uite, știi jocul ăsta? Uno! Da, joc care nu-mi place! Cum nu-ți place? Ba, din potrivă, te jucai fiecare zi! Dar astăzi nu! Ok, bine, nu jucăm Uno! Dar eu știu un alt joc! Alege de aici o carte! Aceasta! Ai memorizat-o? Da! Și acum pune-o la loc! Dar eu nu vreau. De ce? Pune-o aici, de altfel nu-mi iese magia. Asta nu e magie, niciuna. Dă-mi coace cărțile. Eu știu alt joc, de-a măturătorul. Chiar sunt curioasă, hai. Wow, și tu le strângi. Asta e tot jocul. Pa, pa. Chiar e nașpa challenge-ul ăsta. Cel mai obraznic copil din lume. Privește, șeful, câtă zăpadă ți-am adus. Asta nu-i zăpadă, e vată. Da, dar dacă, uite, dacă așa o străpești un pic cu apă și se primește ca un bulgăre de zăpadă. Dar eu vreau om de zăpadă, nu bulgăre. Bine, mici, dar privește cât de mult seamănă cu vată dulce. Da. Dacă ziceți că seamănă cu vată dulce, de ce nu mâncați? Eu nu vreau, eu sunt sătul. Dar eu sunt la dietă. Clar, nu vreți? Atunci la Milimi. Așa este mult mai corect, Mircea. Ai dreptate. Hai, hai la Milimi. 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 Tati, pe
Mulțumesc! E bună, da? Da! Așa e că e dulce! Foarte dulce! Eu cu vin! Poate mai vrei! Nu. Uite, ai o masă întreagă! Hai mai bine să facem burgeri de zăpadă! Nu să ajungă! Mircea, ia să vezi cum eu pe tine te distrez! Vreau încă o dată! Tati și mami nu se descurcă! Desigur, se! Mi-ai dat cu zăpânul în ochi! Gata! Nici tu nu te pricepi nimic! Nu știu dacă mai am răbdare să continui acest challenge! Like dacă doriți și partea a doua!